Oamenii lege au aplicat amenzi în cuantum de 9.500 de lei în ultimele 24 de ore pentru nerespectarea restricțiilor de circulație și protecție instituite la nivel național. Au fost verificate un număr de 1.815 persoane, peste 45 de societăți comerciale, dar și 55 de mijloace de transport. Polițiștii mehedințeni au continuat în ultimele 24 de ore verificarea respectării măsurilor pandemice valabile în această perioadă la nivelul țării, acordând amenzi. În ultimele 24 de ore au fost verificate 1.815 persoane și peste 45 de societăți comerciale cu privire la respectarea măsurilor impuse în această perioadă, obiectivul urmărit fiind siguranța cetățenilor. În urma activităților desfășurate au fost aplicate 23 de sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea măsurilor de protecție individuală în valoare de 9.500 de lei. De asemenea, au fost verificate peste 55 de mijloace de transport. Autoritățile vor continua și în perioada următoare activitățile pentru informarea cetățenilor și operatorilor economici, acționând de asemenea pentru prevenirea nerespectării legislației în vigoare.